Accidentul rutier s-a produs în zona stomatologiei pe strada Iciobrătianu. Neatenția la volan și nerespectarea regulilor de circulație au dus la producerea acestuia. În accident au fost implicate două autoturisme cu o singură victimă. Din spusele martorilor, de vină ar fi fost atât conducătorul de taxi, care a efectuat o manevră de întoarcere pe linia continuă, neasigurându-se, dar și celălalt conducător auto, care nu a respectat limita de viteză impusă. Detașamentul de pompieri Drobeta a intervenit pentru asigurare măsuri PSI la un accident rutier produs pe strada Iciobrătianu. Un accident, au fost implicate două autoturisme, o singură victimă, care a fost preluată de către Serviciul Județean de Ambulanță și dusă la UPU Drobeta Turnu Severin. La locul accidentului au ajuns în scurt timp mai multe echipaje de pompieri, dar și o ambulanță pentru a transporta victima la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Polițiștii au declanșat o anchetă pentru a se stabili în ce împrejurări s-a produs accidentul de circulație.